asta e ca o mare tablă de șah. Iar noi suntem pioni. Dar în acest joc de șah nu trebuie să eliminăm pe nimeni ca noi să câștigăm. Ba din contră, dacă îi ajutăm pe alții, noi câștigăm mai mult și mai repede. Și consider că cel mai important lucru e că cu toții suntem oameni. Și nu contează neapărat că suntem diferiți. Am văzut că în unele locuri se pune mare accent și preț pe etichete superficiale, cum ar fi naționalitatea, religia, în locul din care am venit și culoarea pielii. Consider că, da, contează culoarea, dar nu culoarea pielii, ci culoarea caracterului. Contează ce fel de oameni suntem, cum ne purtăm cu ceilalți, ce fel de persoane suntem pe scenă și în culise. Asta e cel mai important și consider că trebuie să împărtășim cu ceilalți ceea ce avem, ceea ce simțim și că suntem cu toții o mare familie universală. Și fiecare dintre noi este ca o mică rotiță în acest mare mecanism numit viață. Și fiecare rotiță are un rol specific. Noi avem un destin și un scop în viața asta. Și se poate da câteodată să fie mai greu să descoperim și să-l trăim. Dar important e că avem acest destin. Și dacă noi funcționăm bine și încercăm să ne dezvoltăm, este ca o sărbătoare. Și e important să ne descoperim vocația și să ne învingem frecele, practic. Țin minte anul ăsta că am ținut primul discurs în fața omului. Și am fost plac. și l-am ținut și altul. Și a fost și mai plac. Dar, la doilea discurs, a venit la mine o fată care a fost vorbitor atunci și observator la primul. Și mi-a zis, datorită ție, am venit azi să țin acest discurs. Tu m-ai inspirat. Și lucrul acesta mi-a schimbat percepția. Deoarece eu consideram până atunci că pot să inspir pe cineva doar dacă reușești. Dar nu se facă pot și dacă eșuiesc, și pur și simplu poți să inspiri oamenii dacă te arunci în frici, în situații în care ți-e frică și pur și simplu faci acel lucru. Și consider că noi cu toții cunoaștem o limbă. O limbă universală pe care o știm încă de când ne naștem și până când murim și nu avem nevoie de multe cuvinte să exprimăm această limbă. Și această limbă este pacea. Pacea este o limbă pe care putem să exprimăm în orice situație și cu oricine, chiar dacă nu cunoaștem acea persoană. Și pacea combinată cu respectul consider că va duce și la evoluția noastră ca persoană și la evoluția societății și omenirii într-un final. Eu vă mulțumesc cum ați ascultat și vă urez o seară frumoasă!